vulcanii au ajutat la modelarea planetei noastre. Cu toate că vulcanii sunt în general asociați cu fenomenul de distrugere, ei au și unele efecte pozitive. Minerale din adâncul terei fac ca solul din jurul multor vulcani să fie foarte fertil. Ei creează noi forme de teren pe fundul mărilor, iar studiul vulcanilor contribuie în mod semnificativ la înțelegerea noastră cu privire la interiorul terei. În acest videoclip vom vedea top 5 erupții vulcanice surprinse de camerele video. Pe locul 5 se află vulcanul Popocatépetl din Mexic, care erupe odată la câțiva ani. Această erupție a fost filmată în 2013, iar fenomenul a fost precedat de o explozie care s-a auzit la aproape 25 de km distanță. Cenușa aruncată de vulcan a ajuns la 4 km înălțime. Autoritățile mexicane au restricționat accesul pe o arie de 12 km în jurul vulcanului. Cu o înălțime de 5452 de metri, Popocatépetl este al doilea munte ca înălțime al Mexicului și unul dintre cei 14 vulcani activi din țară. O erupție spontană a unui vulcan aflat pe muntele Shindake din sudul Japoniei a făcut ca autoritățile să ridice nivelul de alertă la cel mai înalt nivel și să ceară evacuarea locuitorilor aflați pe insulă. Nu au fost raportate pagube sau victime omenești. În imagini se poate vedea o coloană uriașă de fum negru și cenușă ieșind din crater și înălțându-se până la 9000 de metri. Orașele din apropiere au fost acoperite de praf și cenușă timp de câteva săptămâni. Acești alpiniști sunt cu adevărat norocoși că nu și-au pierdut viața după ce vulcanul Sakurajima a erupt în Japonia. Aceștia se adăpostesc în spatele pietrelor pentru a se proteja de erupție, dar încep să coboare când văd norul de cenușă care se apropie de ei. Vulcanul Turrialba din Costa Rica a erupt în 2015. Nimeni nu a fost omorât, dar locuitorii au fost evacuați și mai multe fabrici împreună cu aeroportul au fost închise timp de câteva zile. Erupția a generat un nor de fum care s-a ridicat la o altitudine de 1 km, împrăștind cenușă peste mai multe localități. Muntele Sfânta Elena din Washington este cel mai faimos pentru erupția sa catastrofală de pe 18 mai 1980, care a fost evenimentul cel mai important pe plan economic provocat de un vulcan din istoria Statelor Unite ale Americii. 57 de persoane au fost ucise, 250 de case, 47 de poduri, 24 de kilometri de cale ferată și 298 de kilometri de autostradă au fost distruse.
O avalanșă masivă s-a declanșat în urma unui cutremur cu magnitudinea de 5,1 grade pe scara Richter, cutremur care a provocat o puternică erupție, reducând înălțimea muntelui cu 401 metri, de la 2950 de metri la înălțimea de 2549 de metri și înlocuirea vârfului de munte cu un crater de 1,6 km în formă de potcoavă. Cutremurul a fost cauzat de o creștere bruscă a magmei în mantaua Pământului.